prima parte a interviului cu Smaranda Haiduc, femeia care a ucis doi bărbați în același mod, aflăm în detaliu despre prima crimă, victima fiind chiar soțul. După aceea, 5 ani de zile, a venit catastrofa. Am ajuns servitoarea, mica servitoare, nici măcar atât. Și atunci nimeni nu te mai poate ajuta. M-a lovit, ca de obicei, m-a provocat, dar până când dă omul ăsta în mine? Și în mine, dă și în copii și... Deși m-am dus să mă cet, dar am plecat cu cuțitul în mână. Și a intrat cu pieptul în cuțit, în vârful cuțitului, și a avut un centimetru pe un centimetru aorta principală. Și gata. Iar în partea a doua... Și vine în bucătărie după mine. Pas greșit. Și cu asta m-am supărat, să-mi zică mai departe ale lui, și gelozia era mare floare. Am luat frumos de mână și afară pe ușă și am dat un pumn în piept ca să am timp să-mi cui ușa și să-mi pun în scaun la clanța ușii. Să nu mai poată intra. Da, dar pumnul meu era dotat cu un cuțit. Vizionare plăcută. Eu consider că în fiecare persoană există o capacitate de violență, de furie sau știu de eu. De violență, de ce să nu spunem așa? Pentru că ați văzut copiii mici, chinuie câteodată câte o pisică, câte un cățel, câte un pui de găină, câte un ce știu ce chinuie ele. Și depinde dacă este dezvoltată această latură sau dacă anumite situații nu vor scoate în evidență latura respectivă. Deci niciodată nu ai de unde să știi cum reacționezi la un moment oarecare. Ăsta a fost și momentul în care vi s-a întâmplat venirea cu acel cuțit. Ați văzut că a intrat cuțitul? Ați observat? Nu mi-am dat seama. Dar l-ați simțit pe el? N-am simțit, pe urmă când l-am văzut că se întoarce și se ține cu mâna aici, atunci mi-am dat seama că probabil că l-am atins, dar nu mă gândeam nici într-un caz la... Deci m-am gândit la o zgârietură, la ceva de genul ăsta, dar nici într-un caz nu m-am gândit la o moarte atât de... Dură. Rapidă. El pleacă la baie, dumneavoastră vă urcați în pat, ce fac copiii în momentul ăla? Absolut nimic. Vă mai aduceți aminte unde îi vedeți în cameră în acele momente? Eu l-am văzut. Da. Cine a venit la dumneavoastră? Fica a spus. Da. Și v-a zis, mamă, cred că s-a întâmplat ceva. Ce v-a spus? Și mi-a spus, cred că tata e mort. El nu mai era lângă dumneavoastră în cameră? Nu, era în baie, căzut. Deci el a rămas în baie, nu s-a mai întors. A plecat spre baie și a rămas în baie. Da. Ea probabil s-a dus să vadă. Da, s-a dus să vadă că auzim bufnitură. Deci cum cade ceva pe jos. Și a venit la dumneavoastră? Fără să țipe? Nu, n-a țipat. Copiii mei nu au manifestări din astea. De genul ăsta, dacă fiecare copil, corect. Nu, filmele pe noi nu ne prea e. La filme se țipă ca să te impresioneze pe tine viitorul, dar în realitate nu e așa. Corect. În realitate nu urli. Ce reacție ați avut dumneavoastră în momentul ăla în care v-a spus că cred că e mort tata? M-am dus și am verificat. Ce ați făcut? Am verificat, pur și simplu. M-am dus și m-am uitat dacă într-adevăr e așa. Cum era? E mort. Cum v-ați dat seama că e mort? Pentru că am avut doi morți în casă. Pe mama și pe tata. Deci am murit în luna mea. Și... Și v-ați dat seama că e mort. E mai interesant este că pornești de o idee, că tu în casa aia vei, trebuie maturiza, vei îmbătrâni, vei duce nepoții de mână la grădini. Îți faci niște vise, niște scenarii, niște... Ei, uite ce scenarii mi-am făcut, poftim, la ce scenarii am ajuns. Că nu se bat nici cum, se bat cap în cap. Ați sunat la poliție atunci sau la salvare? Ce ați făcut? Ambele. Și la salvare. Dumneavoastră sau fata? În vecina. Vecina. Deja a venit o vecină. Copiii au spus? Nu, am spus că la mine nu se putea da telefon. Era lacăt pe telefon și cheile în buzunarul mortului. Deci trebuia mers la un vecin să cheme ei. Pe cine trebuie chemat. Așa. Și așa că au venit ei. Da. Și s-a întâmplat totul, s-a dus, nu mai e. Stați aici, aici. Stați în penitenciar 3 ani și 8 luni de zile. Da. Copiii cresc singuri, nu mai știu cum, dar ei. Spuneți că sunt bine?
Nu au avut ajutor, nu pot să spun. Asta este, azi nu facem o melodramă din ce nu este. Pentru da. Că pe ei a ajutat primăria, i-a ajutat școala pentru că au fost buni la învățătură. Mm-hmm. I-au ajutat vecinii. Deci nu e. Au fost ajutați au fost de toată lumea. Au fost ajutați, au avut deci, de toate mai puțin părinți. Da. Deci asta este o problemă. Dar în rest, și mai ales dacă au avut o bază bună de educație, nu se punea problema că vai de mine... Îmi umblă să facă nu știu ce, pentru că oricum eram informată în fiecare lună odată de sectoristul cu care am făcut un pact și care că nu-mi trimitea scrisoarea la timp era bălăcărit. Bine că nu m-a auzit, dar e mai bine că nu m-a auzit. Vrea să știți și da, bineînțeles, îmi trimitea totul și activitatea lor de la școală și activitatea lor din casă și așa. Erați mulțumiți. Mulțumită. Mulțumită, da. Deci nu mi-a făcut. Nu-i neapărat în spatele oricărei familii care pățește așa cum am pățit eu să fie niște copii, vai de mine, care înseamnă telenovele. Este o viață care merge mai departe. Tu, ca mamă, dacă tot ai făcut o problemă, trebuie de acolo de unde ești să pui oamenii care sunt liberi și pot să se ocupe de treaba asta, să-i pui în mișcare și să te ajute. Și totul merge mai departe. Haideți să ne ducem acolo unde dumneavoastră ați fost prima dată, după 3 ani și 8 luni, în casa dumneavoastră, pe care sunt convinsă că și acum o iubiți foarte mult. Nu mai iubesc. Că nu mai iubesc? Nu. Ați vândut casa? Da. Ați vândut să nu mai știți deloc? Nu, copiii au vrut așa. Și dacă au vrut, atunci li s-a îndeplinit voința. Când ați vândut-o? După ce am plecat acasă. Deci vă întoarceți după 3 ani, reiau da, și da, o gânduri bine, da, da. O găsiți pe fiica acasă, în casa unde ați trăit împreună, băiatul era tot acolo? Da, sigur. El v-a îmbrățișat la fel? Da, sigur că da. Așa. După cât timp acum vindeți casa? În același an. Da, corect. Eu vreau liniște, ei vreau altceva. Aveau erau prietene, alte vârste, da, era altceva. Da, prietene veneau, mergeau una alta. Pentru mine, eu aveam atunci nevoie de o altă lume. Altă lume. O liniște cât se poate de... Cel mai bine așa, eram aproape, nu ne despart 200-250 de metri. Deci, ei ați luat doar un apartament cu 2 camere? 3 camere, nu am ales 4, dar împreună am vrut să stăm, dar n-a mers. Am simțit că nu o să meargă. Și au vrut să stea împreună ei? Da. Mă gândesc ce-o fi în mintea copiilor. A, asta este foarte ușor de... Eu cel puțin, eu știu. Le știu fiecare pas, gest și le știu și felul de... Cred că atât băiatul, pe unul cât și pe cel. Băiatul, totuși băiatul e mai supărat. Da, băiatul este mai dificil, el așa a fost de mic. Deci cu el am avut altfel și probleme de gândire. Pentru că el din cuvântul respectiv înțelege începutul, sfârșitul nu mai ajunge la urechea lui. Ajunge numai ce vrea el. Și partea asta este foarte negativă, pentru că trebuie să asculți ce spune omul de la cap la coadă. Altfel nu să nu poți să tragi tu concluzii înainte da. De a termina și frața. Faptul că la un moment dat bine, l-a deranjat extraordinar de mult faptul că eu mi-am găsit un prieten. Vreau nu mai sta pe capul meu că m-am săturat. Adică, normal, era firesc. Eu la un moment dat... Erați foarte... Da, mergeam tot pe capul ei, uite, hai, uite ce am pățit, adică îi povesteam ca la o prietenă. Da, da, da. Ea deja avea alte prietene, avea un prieten, deci se concentra asupra lui, nu mai avea timp să se concentreze și normal, oboseam. Și cred că era și partea aceea că v-a lipsit o perioadă și... Da, asta era, da. Simte să se... Da, deci mai mult era, doream să le explic din experiența mea, din așa, deci să spun cuiva să... Ei, și n-am avut noroc. N-am mai spus nimic, că n-am avut cui, că nu m-a ascultat nimeni. Și ea vă îndruma spre... Și ea zicea, și caută spre cineva că ești tânără, ai nevoie să trăiești, nu sta pe capul meu, că mă obosez. Zic, bine, dacă te obosesc, mă nu să obosesc pe alții. Și până la urmă, uitați ce bine am obosit. Am obosit acum, chiar că obosesc eu pe alții. Ei au venit cu ideea să vindeți casa? Ei au venit. Dar oricum aș fi vândut, pentru că o casă, dacă nu este în fiecare an, trebuie tot timpul să pui ceva. Tot timpul ceva se stică. În același an cunoașteți cel de-al doilea bărbat din viața dumneavoastră? Nu. După cât timp? După 4 ani. După 4 ani de zile. Da, 4-5 ani. După 4 ani de zile aveți dreptul la viață ca orice om și cunoașteți o altă persoană de sex masculin despre care a spus atunci că va fi cel care veți îmbătrâni lângă el?
nu neapărat nevoie, că era nevoie să îmbătrânesc lângă el, dar la momentul respectiv era, hai să spunem și aici, dacă o luăm sincer, cea mai bună alegere. Cea mai potrivită alegere, da, în acel moment. Da. Ținând cont de faptul că era un bărbat liber, nu fusese căsătorit, deci nu avea nici copii, trăia cu mama lui, nimeni nu putea să trăia cu mama, adică stătea în aceeași casă. Așa, da. Așa, e, da. Poate, nu, da. Să mai discutăm. Da. Și nu putea să vină nimeni din exterior ca să mă acuze pe mine pe stradă că sunt o criminală sau pe el că așa. Deci era un om liber. Ceilalți bărbați care se atârnaseră, așa, erau bărbați cu familii care aveau nevoie de relații aici pe acolo și eu astea relații... Nu le agreați. Nu că nu le agrez, că nu mă interesează în general cum gândește ceilalți, dar mie îmi trebuia o relație pe care să pot să o afișez. Și să fie stabilă. Și pe cât se poate stabilă, că la vârsta asta relații stabile nu prea sunt, pentru că fiecare are o personalitate formată și cam greu te obișnuiești după celălalt om să faci exact cum face el sau el cum faci tu. Deci era o relație de prietenie, fiecare cu casa lui, fiecare cu pensioara lui. Singurul lucru comun e patul normal, dormitor. Așa. Deci, dumneavoastră, el nu stătea la dumneavoastră? Nu. Deci el stătea la el, dumneavoastră la dumneavoastră. Exact. Și era o relație de prietenie. Deci nici... Dar dumneavoastră vă afișați, așa, da, cum a spus. Exact. Cât timp a durat această... 6 ani. A durat ceva? A durat, da. A durat ceva. În această perioadă v-ați atașat cumva sufletește de acest om? M-am atașat sufletește pentru că avea foarte mare nevoie de cineva. L-a simțit că avea nevoie și, da, i-ați dăruit... Ceea ce i-ați făcut și la primul soț. Da. Și probabil că asta a fost greșeala mea. Trebuia să știu când să mă opresc. Și aici la fel. Da. Trebuia să, și mai ales având deja o experiență, era normal să zic că până aici, de aici nu mai merge treaba, n-are niciun rost să ne rănim unul pe celălalt sau să hotărăști, ori e mamă, ori e prietenă, ori e nimic. Vi se părea că e... Nu că mi se părea, așa era. Deci asta este foarte complicat de explicat. Este foarte complicat și multă poveste și multă așa. Totul era legat de mama. Da. În tot ce făcea. Pentru că l-a crescut singură și nicio femeie n-a încăput atâta timp lângă el. Numai eu m-am încăpățânat să ocup locul ăla special. Și pentru asta am plătit. Da. Deci pentru aia am plătit eu, pentru locul ăla special. Nu mai are nicio importanță. Corect. Important este că... Cum s-a întâmplat? Foarte simplu. I-am dat un pumn să iasă afară. Deci mi-a intrat în casă, mi-am împins cheile mele cu cheile lui după ce înainte au avut program special pe hol vreo 2-3 ore. Te-au ieșit toți vecinii afară. Adică ce program special pe hol? Ce poate să facă un bărbat aproape în coma alcoolică pe un hol? Și un el bea? Special, da. Un program special. Deci va vorbea, discuta, să nu vorbim mai mult, prostim, nu? Mai mult. Asta a fost și faptul că nu am primit scuza provocării de data asta, pentru că cine a fost agresat era ușa și nu este persoană fizică. Asta nu, domnul niciodată nu lovea persoane, deci nu făcea, dar el cu vorba și cu violența spre obiecte, spre propria lui persoană, spre zlepțele lui, ziceam eu și așa mai departe, acolo și manifestări de ore întregi care depășeau posibilitatea de a avea răbdare la un moment dat. Și atunci a dus domnule acasă și lasă-mă pe mine. Îi ziceți dumneavoastră, el insistă. Atunci l-am lăsat acasă, efectiv. Deci eram în fiecare duminică invitată la masă și mergeam... La el acasă? Da. Și n-am stat nici 20 de minute. Am văzut care e situația și am zis, eu m-am săturat de tot bâlciul ăsta, mă duc acasă. Și am și venit acasă. Și la 2 ore a venit el după mine. Da. Să mă duc înapoi, că nu știu ce și nu știu cum zic. Eu o țigănie din asta nu fac și nu am nici 16 ani să mă comport ca atare. Am cât... De cât o vârstă, odată plecată, îți bun plecată. Dacă vrei, te culci și ne vedem mâine dimineață. El insistă, vine la dumneavoastră? Da, vine și a făcut un circ, n-a vrut să-l lasă înăuntru, da, și așa m-a strâns că merge el în treaba lui, dar nu s-a dus. Mi-a împins cheile și a intrat și normal că m-am supărat. Până la urmă,
l-am lăsat în mijlocul camerei să vorbească de unul singur și eu tot bucătăria am ales-o. Și mi-am dus și mi-am tăiat și eu acolo, soldăței. Na, mi-am făcut de lucru. Și vine în bucătărie după mine, pas greșit. Și cu asta m-am supărat, să-mi zică mai departe ale lui și gelozia era mare floare. Am luat frumos de mână și afară pe ușă și am dat un pumn în piept ca să am timp să-mi cui ușa și să-mi pun în scaun la clanța ușii. Să nu mai poată intra. Da, dar pumnul meu era dotat cu un cuțit la ieșire. Și l-am atins. Tot în piept, tot hemoragie internă, n-a murit acolo, nici nu mi-a zis nimic, n-a zis nici vecinilor nimic, s-a dus acasă și a căzut în fața scării la ei. Și la o jumătate de oră după ce o caut cu telefoanele în ideea ca nu cumva să meargă să mai ia și o țigară, că atunci era chiar jalea de pe lume, nu-l găsesc nicăieri, mai că s-a mânjură ca de obicei, zic bine. Asta era obiceiul, venea, mergea, venea, mergea în continuu. Când era așa agitat, nu putea să-și găsească loc. Și aud că se bate la ușă, zic, opa, mi s-a întors norocul. Da? Erau domnii nervoși. Strigau toți la mine și n-am înțeles de ce. Și mă scutură, zice, Doamnă, trezește-te, că acolo jos, la scară, este un om mort. Dacă cine este, că la care scară, nimic, nicio informație. Dar mi-închipui ce îngălăgeu a făcut mama lui și ce-a putut să vorbească ea acolo vis-a-vis de poliție, când știa că eu mi-am omorât bărbatul și acum i-am terminat și băiatul. Vă puteți da seama ce nervoși erau domnii pe mine. Și eu n-am putut să scot un cuvânt. Am și acum am momente când nu pot să vorbesc. Am în minte tot ceea ce vreau să spun și nu deschid gura. Stau și mă uit la omul din față ca prost și nu zic nimic. Și asta a fost tot. Nimic spectaculos, nimic, ci pur și simplu o mare prostie. Ați ieșit la fel cu ceva în mână și cum dumneavoastră te faceți ceva. Da, asta este și de obicei ăsta trebuia să mă fi lăsat eu de mult. Întotdeauna așa am fost. Când eram... Tăiați soldăței. Da. Îmi tăiam soldăței să mănânc. Nu știu. Adică să îmi ocup mâinile cu celălalt. Nu ați realizat că aveați cuțitul în mână? Nici nu m-am gândit la el, cel puțin. Atunci mă gândeam că eu pe ăsta îl dau afară să se ducă, să se culce, să mă lase în pace, că era o perioadă când mă liniștisem deja. Eram într-o așa stare de nervi, tremuram toată, ca un alcoolic din ăla, înveterat. Da. Așa tremuram. Nici și vocea am tremurat, și ochii din cap și tot simțeam nevoia să fiu lăsată în pace, ori m-am zis eu peste balcon din două. Nu mai ai suportați. Nu mai, am liniște. Eu am plecat de acolo ca să evit orice fel de manifestări negative și uite-te că manifestarea a venit după mine. Că dacă nu venea și rămânea acolo sau dacă cel puțin l-ar fi oprit, că acolo erau trei adulți, maică-sa și mătușa și unchiul, știau ce fel de om este, cunoșteau obiceiurile, nu trebuia să-l fi lăsat să plece de acasă. Trebuia să-l țină acolo și să spună, stai aici, odihnește-te, când te trezești, o sun sau vezi tu ce faci, dar acum las-o în pace. La începutul celei de-a doua relație, nu a simțit că aveți aceleași necazuri pe care le-ați avut în ultimii 5 ani? Un om care bea, un om care face gălăgie? Nu, pentru că nu a fost așa de la început. Nici el? Nu, a fost așa numai când acțiunile mamei lui au început să fie deplasate din cauza mea. Deci era un fel de gelozie maternă aici. Era concurența între mine și el. Ea mă vedea pe mine ca pe un obstacol în fața iubirii ei. Total greșit. El nu știa cum să se poată între ea și mine. O iubea și pe ea, dar... Da, dar ca mamă. Dar ea a deformat iubirea de mamă. Într-o altfel de iubire și asta a făcut ca între noi să fie în ultima perioadă niște chestii. Credeți că a avut vreodată vreo relație cu propria mamă? E, gurile rele spuneau, dar eu nu cred așa ceva. Dar... În sfârșit, în faptul că... Gurile rele ce spuneau? Păi cam asta spuneau, că din cauza asta au fugit toate femeile, că mama lui... Are relații sexuale ar avea, cu fiul. Era fiul ei bun? Da, da,
Dar eu nu credeam așa ceva, nu cred. Tatăl lui la ce vârstă a murit? N-a murit, au divorțat când el a 37 ani. Și ea l-a crescut singură. Din cauza băuturii au divorțat? Sau nu știți? Ambele persoane au fost acolo vinovate, deci alea este problema lor, persoană. Exact, a lor. Contează. Dar ambele. Și doamna e o fire mai violentă, mai secuiantă și cu asta cred că am spus tot. Temperament vulcanic, femei care vor numai așa cum vor ele și atunci se mai întâmplă și chestia asta, că nu se înțeleg, dar i-au divorțat. A încercat să vă caute după ce i-ați omorât fiul? Da, ca să mă întrebe de ce. Adică i-am explicat de ce și tot n-am înțeles, așa ce să mai explic, nu mai am ce să explic. Trebuie să-i plătesc datorii. Așa v-a spus? De mormântare. Așa v-a spus, da? Da, aștept. Deci nu, ea nu a înțeles nici în ultimul moment că a fost principalul pion în toată treaba asta. Atunci nu mai, ce pot să discut? Că am încercat și înainte să explic, că nu există concurență între noi două. Ea să se gândească că are 70 și ceva de ani și să se bucure că totuși băiatul ei care e așa cum este, în afară de faptul că nu dai foarte gospodar și plăcut. Și era un gospodar. Da, și plăcut și tot ce vrei. Dar are anumite cu care femeile nu prea se împacă. Dar eu îl pot înțelege și îl pot ajuta. Ce nu avea? Și ascultă. Ce nu avea? Și dumneavoastră totuși ați încerca să-l înțelegeți. Ei plăcea. Deci, în momentul în care el vrea să dea un lucru, un oarecare lucru, din el, bunătate și așa mai departe, și eram refuzat sau interpretat greșit, sau uneori avea și niște chestii copilărești, în sfârșit. Atunci, imediat, îi veneau în minte toate necazurile care le-a avut de cursul timpului și a anilor și a țărat băutură sau pastile, că avea epilepsie și atunci se refugia în zona respectivă, unde îi convenea lui mai ușor și ce era mai la îndemână la momentul respectiv. Și după aceea, aleluia, că nu mai puteai înțelege cu el. Atunci, ori întregi, îți spunea același lucru, că ăla i-a făcut aia, cât bine a făcut el și cât rău îi se dă lui. Deci asta. Poți să vă spun că ați avut o viață de câine? Nu. Nu am avut viața pe care mi-am ales-o. Oricine are potrivit. Știți ce face câinele? Da, adică... Are grijă întotdeauna de stăpânul. Eu mă refeream la... Iubește foarte mult. Da, și când primește... Și bătaie, tot el primește bătaie. Asta a fost viața pe care ați avut-o. Asta este concluzia la care eu am ajuns. Și prima dată și a doua oară. Ați vrut să faceți la fel bine. Ați vrut să fie bine. Dar problema este că de fiecare dată tot eu am căzut rău. Păi asta spun. Și tot ei de aceea v-am spus. Bună. De aceea vă spun că ați avut o viață de câine. Câinele este cel care niciodată nu ne trădează. Așa te este. Iubește necondiționat. Necondiționat, așa este. Numai că, spre deosebire de câine, noi mai avem și un pic de creier și ar trebui să-l folosim întotdeauna, numai în anumite momente. Aici este problema. Și atunci cum să facem? Să putem folosi întotdeauna? Nu mai încercăm să renunțăm la... Credeți că asta a fost soarta dumneavoastră? Nu știu, nu cred. Poate, eu am spus, eu în mine văd totdeauna cea mai mare vină. Pentru că am colegi care au fost mult mai puțin dotate decât mine, ca să spunem așa, și au ajuns extraordinar. Pentru că au avut tupeul de a trece peste niște lucruri minore. Cu ușurință ieșită din pământ. Unde eu m-am împiedicat întotdeauna. Deci eu am dat cu prea multe importanțe detaliilor, mă rog să dau importanță numai ansamblului. Ce veți face când veți pleca de aici? Am să am 60 de ani, o să-mi recuperez pensia și o să mă gândesc că... Veți mai avea lângă dumneavoastră un bărbat? Nu se știe. Pentru că domnul doctor de la Ploiești mi-a zis că am să mai omor unul. Așa v-a spus? Da. Pentru asta am făcut o cursă până acolo și... Dar de ce v-a spus asta? Nu știu, dânsul știe. Da. Cine e domnul doctor? Că nu știu nici asta, că nu mi se spune. De fapt, nici nu mă interesează. Un domn doctor? Domn doctor de la psihiatrie, da? Așa v-a spus?
Da, mi-a zis că medicamentele de care am nevoie mi s-au aplicat codul penal, asta am înțeles perfect, și că persoane ca mine sunt, este posibil, dacă nu voi avea consiliere psihologică de două ori pe săptămână, toată perioada pedepsei, să recidivez. Domnul, 60 de ani, am mai vrut să adaug ceva, dar mă gândeam că are rost să supăr persoanele prezente sub nicio formă, că oricum tot așa, așa este cum spune. Dar mi-a dat de gândit și venind înapoi aici, stăteam așa și mă gândeam, Dumnezeule mare, acum de două ori mi-am găsit ce nu trebuia. Acum la 60 de ani ce urmează? Poate găsesc, cine știe, Doamne ferește, mi-ntunecă Dumnezeu mintea, un bărbat care nu să fie corespunzător pretențiilor mele și pe mine și pe... Ca să ai tu, domnul doctor, dreptate, nu? Serios, nu pot să-mi dau seama. Deci, când am plecat de aici prima dată, speranțele mele au fost foarte mari. Dar societatea mi-a dat niște șuturi foarte puternice și atunci am înțeles că degeaba vreau eu dacă nu vor ei. Dar așa merge. Ce sfaturi ați da acum celor care se uită la noi? Nu contează că este bărbat sau femeie. Să aibă răbdare, să mă asculte. Și dacă înțeleg măcar o parte din ce am spus, să le analizeze prin prisma propriilor lor gândiri.